Bine v-am regăsit la o nouă ediție a Ucrainei în limba română. Episodul de astăzi vreau să îl dedicăm vizitei care a avut loc în perioada 30-31 octombrie la Kiev și în Odessa a ambasadorilor statelor membre NATO. O vizită care a fost bogată în evenimente și care a inclus foarte multe întâlniri, foarte multe discursuri oficiale ale reprezentanților NATO și ale reprezentanților Ucrainei, apariții publice, dar și câteva dezbateri care au generat destul de multe rezultate asupra conținutului declarației finale care a fost aprobată în cadrul reuniunii Consiliului NATO-Ucraina. Însă să începem cu începutul. Vizita aceasta trebuia să aibă loc în luna iunie 2019, dar ea a fost amânată din cauza alegerilor parlamentare anticipate pe care și le-a dorit a fi organizate Volodymyr Zelensky. Și după cum știți, vă reamintesc dacă ați uitat, aceste alegeri parlamentare anticipate s-au desfășurat pe data de 21 iulie 2019. După aceea au început pregătirile pentru a fi organizată vizita, iar majoritatea celor implicați în acest proces de organizare au decis că sfârșitul lunii octombrie este momentul oportun pentru ca ea să se întâmple, pentru ca ea să se desfășoare. Agenda a fost bogată în evenimente și a fost anunțată cu câteva zile înainte ca Jens Stoltenberg să ajungă în Ucraina, să ajungă la Odessa și la Kiev. Pentru că, așa cum v-am amintit, vizita s-a desfășurat 2 zile și a inclus mai multe localități din Ucraina. La Odessa, Jens Stoltenberg s-a întâlnit cu reprezentanții grupului 2 de măsuri contra minelor. Iar în toată această perioadă, adică în perioada prezenței sale la Odessa, în portul din această localitate s-au aflat 4 nave, care de asemenea fac parte din acest grup 2 de măsuri antimină. Și acele 4 nave au fost din Bulgaria, România, Spania și Italia. Vedem o prezență destul de extinsă a României în ceea ce privește momentele și deciziile care se iau pentru securitatea și pentru monitorizarea unor procese care au loc în spațiul sau în bazinul Mării Negre. Lucru pentru care decidenții noștri din domeniul securității și apărării au fost apreciați de către autoritățile de la Kiev de mai multe ori după anul 2014, pentru că am avut o prezență activă, pentru că am avut o implicare activă în ceea ce privește procese de securitate regională. De asemenea, la Odessa, Stoltenberg a avut un discurs în fața cursanților de la Academia Maritimă. Și bănuiesc eu că această localitate nu a fost întâmplător introdusă sau inclusă pe agenda vizitei oficiale ale ambasadorilor statelor membre NATO. Și asta deoarece după anul 2014, după anexarea Crimeei și ceea ce s-a întâmplat în Marea Azov, Odessa rămâne a fi principalul port strategic, nu doar de importanță economică al țării vecine. Vizita a continuat pe data de 31 octombrie la Kiev, acolo unde a avut loc acea reuniune a Consiliului NATO-Ucraina, de care am spus că trebuia să se fie întâmplat încă în luna iunie 2019. Și s-au discutat extrem de multe detalii, extrem de multe lucruri care s-au referit la pregătirea Ucrainei pentru calitatea de stat membru al Alianței Nord-Atlantice, adică care este parcursul reformelor. Și aici vorbim nu doar despre reforme în domeniul securității și apărării, pentru că atât timp cât Ucraina nu este sustenabilă din punct de vedere economic sau nu poate să asigure acele măsuri anticorupție, atunci nu se poate vorbi despre îndeplinirea unor standarde NATO, unor standarde internaționale pe care Ucraina se declară că le acceptă și promite că le va introduce în cotidianul cetățenilor ucraineni. Și în anumite momente, chiar din declarația finală, se poate observa că există referințe la procesele de reforme, că există referințe la ce înseamnă astăzi în Ucraina măsuri anticorupție.
Totuși, această vizită nu a fost lipsită de scandal, un scandal care teoretic ar trebui să ne pună pe gânduri sau cel puțin ar trebui să ne facă să fim mult mai atenți la ceea ce se întâmplă atât în interiorul Alianței Nord-Atlantice, la nivel de discursuri politice promovate de către reprezentanții statelor membre, cât și la reacțiile oficialilor ucraineni, care declară că sunt în anumite momente sau în anumite domenii pregătiți pentru a fi acceptați în calitate de parteneri, nu doar în cadrul parteneriatului pentru pace sau în cadrul unor alte inițiative care se desfășoară sub egida NATO, dar mult mai mult de atât, adică doresc să obțină statutul de țară membră a Alianței Nord-Atlantice. Acest scandal s-a referit la minoritatea ungară de pe teritoriul Ucrainei, pentru că a fost generată de reprezentantul Ungariei în cadrul reuniunii Consiliului NATO-Ucraina, și anume ministrul afacerilor externe al Ungariei, Peter Szijjártó, care a declarat în timpul reuniunii, adică în timp ce avea loc această reuniune de la Kiev, că Ungaria a propus câteva modificări ale textului declarației finale care urma să fie adoptată, unde era menționat clar că Ucraina trebuie să îndeplinească obligațiile asumate cu privire la minorități, în conformitate cu standardele internaționale. Ce vrem să spunem aici prin scandal? În ultimul moment, înainte de declarația reprezentanților NATO și ai Ucrainei, Ungaria a folosit dreptul său de veto, adică a spus că nu vrea să semneze această declarație din cauza că nu poate să jertfească cu interesele celor 150.000 de etnici unguri care locuiesc în Ucraina de vest. Asta înseamnă că în lipsa unor alte momente sau în lipsa unor alte oportunități și instrumente, nu a rămas decât să folosească acel drept de veto pe care l-a invocat și de care s-a folosit. Totuși, într-un final, scandalul a putut să fie depășit pentru că textul declarației a fost amendat chiar și după timpul oficial acordat pentru această procedură de amendare, de modificare a declarației finale, și au fost introduse în acea declarație finală sau în documentul final două momente care se referă la etnicii maghiari de pe teritoriul Ucrainei. Dar și aici nu s-au omis acele condiționalități care au fost impuse Ucrainei. Cele două condiționalități s-au referit strict la minoritatea formată de ungurii din vestul Ucrainei și la reformele pe care trebuie să și le asume și să le îndeplinească cu strictețe autoritățile ucrainene. Și aici nu vorbim despre acele reforme în domeniul educației pe care partea ucraineană s-a angajat să respecte în fața partenerilor externi europeni, dar se referă și la reformele anticorupție, care într-un final trebuie să contribuie la crearea de oportunități și beneficii pentru un trai decent, atât pentru cetățenii ucraineni, cât și pentru minoritățile etnice de pe teritoriul statului vecin. De altfel, trebuie să amintim aici și este corect să facem acest lucru, că au existat și anterior câteva declarații ale Ungariei, dar și ale unor oficiali români care s-au referit la minoritatea românească din Ucraina, și aici se are în vedere regiunea Cernăuți și regiunea Odessa. Dacă mai țineți minte, în cadrul întâlnirii pe care a avut-o președintele Iohannis cu președintele Zelenski în cadrul reuniunii Adunării Generale a ONU din această toamnă, partea română a spus clar care sunt recomandările și care sunt doleanțele sale pentru ca să aibă loc acea întâlnire la nivel înalt dintre cei doi președinți, ai României și ai Ucrainei. Volodymyr Zelenski a spus că va lua în calcul acele
precizări ale părții române și că va face tot posibilul sau tot ce poate și ce îi stă în puteri ca să aibă loc această reuniune. Deci, practic, și-a asumat niște angajamente față de autoritățile de la București. De asemenea, în cadrul audierilor care s-au derulat săptămâna trecută, audierile pentru noul program de guvernare și pentru noul cabinet de ministri ai lui Ludovic Orban, Bogdan Aurescu a primit foarte multe întrebări care s-au referit la Ucraina și la modul în care autoritățile române înțeleg și vor încerca să promoveze măsuri concrete care să protejeze dreptul la educație în limba maternă a etnicilor români din regiunea Cernăuți și din regiunea Odessa. Singura referință pe care eu am auzit-o aici de la Bogdan Aurescu s-a spus în contextul necesității încurajării activității în cadrul comisiei sau comisiilor, mai bine zis, pentru că Bogdan Aurescu nu a exclus că același lucru trebuie să se întâmple în cadrul tuturor comisiilor bilaterale care se referă la minorități, dar întrebarea care i-a fost pusă s-a referit strict la minoritatea românească de pe teritoriul Ucrainei. Vedem că acest subiect al minorităților de pe teritoriul Ucrainei rămâne a fi foarte actuale, rămâne a fi extrem de importante pentru procesele decizionale care se iau în raport cu țara vecină, adică în raport cu Ucraina. Și tot mai multe condiționalități sunt auzite de-a lungul celor 5 ani de zile, începând cu anul 2014, atunci când s-a pornit, de fapt, toată această agresiune militară a Federației Ruse împotriva Ucrainei. Tot în același context al scandalului, singura chestie pe care vreau să vă amintesc este faptul că textul declarației finale a reuniunii Consiliului NATO-Ucraina o să-l puteți găsi în linkul pe care o să vi-l las sub acest video și o să încerc să subliniez exact momentul în care se face referință la procesele de implementare a reformelor, la măsurile anticorupție care trebuie să contribuie la crearea unui cadru normal pentru dezvoltarea acestei țări și pentru crearea de beneficii, pentru crearea de oportunități pentru întreaga societate ucraineană, care este într-adevăr multietnică și care a avut de suferit în urma agresiunii militare externe. Ca să continuăm cu vizita ambasadorilor statelor membre NATO la Kiev, trebuie să menționăm aici că Stoltenberg a avut câteva discursuri publice, unul dintre ele a fost la Odessa, după cum v-am mai spus, dar cel de-al doilea a fost în Rada Ucraineană. Și aici a impresionat publicul prin acele sugestii pe care le-a făcut foarte precis, foarte exact autorităților ucrainene, unde ar trebui să pună accent în ceea ce privește implementarea reformelor sau în ceea ce privește alinierea standardelor naționale la cele internaționale. Și în special el s-a referit aici la Uniunea Europeană și Alianța pentru integrare, Alianța Nord-Atlantică, cer scuze. Stoltenberg a fost foarte precis, după cum am menționat, și a expus foarte clar ce așteaptă NATO de la Ucraina. Iar NATO de la Ucraina nu așteaptă altceva decât să implementeze acel cadru normativ adoptat în anul 2018 și aici el s-a referit evident la legea pentru securitatea națională, dar și la legile care au fost adoptate în anul 2019 de către legislatura precedentă ucraineană, pentru că au existat câteva acte normative despre care noi am mai vorbit și anterior, care s-au referit la standardele NATO pe care Ucraina trebuie să le implementeze în domeniul apărării, în domeniul securității. De asemenea, secretarul general al NATO a reiterat încă o dată sprijinul Alianței Nord-Atlantice pentru Ucraina, inclusiv
pentru pregătirea armatei, pentru pregătirea militarilor ucraineni, ca aceștia să poată să facă fața acelor amenințări din partea separatiștilor, dar și din partea Federației Ruse. Adică asistența tehnică pe care o poate acorda NATO pentru Ucraina, ea va continua și în viitor, iar rezultatul nu poate fi altceva decât acceptarea într-un final a Ucrainei în calitate de stat membru cu drepturi depline ale Alianței Nord-Atlantice. Vreau să amintesc aici că Secretarul General NATO a fost însoțit de către Mircea Geoană, care a avut întâlniri cu vicepremierul pentru afaceri europene și integrarea nord-atlantică, Dmytro Kuleba, dar de asemenea Mircea Geoană a avut întâlniri și cu liderii fracțiunilor parlamentare din Rada Ucraineană. De asemenea, este important să evidențiem un moment care s-a întâmplat anterior acestei vizite, la cel mai înalt nivel NATO și oficiali ucraineni, o dezbatere internă care continuă de câțiva ani, dar asupra căruia se va insista pentru că ea generează popularitate sau, dimpotrivă, generează dezacord cu politicienii care emit asemenea declarații sau asemenea dezbatere în spațiul public. A existat un moment destul de interesant pentru mine și pe care l-am amintit și în ediția trecută și el s-a referit la recunoașterea de către mai mulți oficiali ucraineni a faptului că Ucraina nu este pregătită în acest moment să depună acea cerere pentru a obține planul de acțiuni concrete pentru a adera la Alianța Nord-Atlantică. Și acele acțiuni despre care am amintit data trecută au fost practic dublate sau întărite de către Ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei prin reprezentantul său, adică adjunctul său, și de către Andrei Zagorodniu, care este Ministrul Apărării. Aceștia au declarat că ei consideră ineficientă o cerere din partea Ucrainei pentru a obține planul de acțiuni pentru membership NATO. Trebuie să ne concentrăm pe rezultate practice, ceea ce înseamnă că partea ucraineană nu vrea să dea cu bățul în baltă în acest moment, să depună o cerere înainte de timp și aceasta să fie sau să aibă un impact negativ în ceea ce privește modul de interpretare a rezultatelor pe care le-a obținut Ucraina în ultima perioadă și a acelor scandaluri prin care a trecut în ultima perioadă. Și aici ne referim la acele scandaluri care au fost legate cumva de industria militară și de apărare, dar și de acele momente de recunoaștere a unor lacune în ceea ce privește implementarea legilor, adică a legislației în vigoare, care practic nu a fost efectuată în modul în care trebuia. Practic, ceea ce spun autoritățile ucrainene în acest moment, că pentru ei este prematur să depună acea cerere în condițiile în care au făcut deja o analiză sistemică a sectorului apărării și de securitate națională și mai este foarte mult de lucru. Asta înseamnă o abordare destul de pragmatică din partea autorităților ucrainene, cu care nu sunt de acord reprezentanții opoziției. Și când spunem reprezentanții opoziției, ne referim la Solidaritatea Europeană, care practic în ultimii ani de mandat al lui Poroșenko pe aceasta și-a bazat discursul politic și pe aceasta și-a concentrat obținerea de susținere din partea cetățenilor ucraineni. Pentru că există acea declarație din Rada Ucraineană a Irinei Gherashchenko, reprezentanta Solidarității Europene, care spune că
Solidaritatea europeană vine cu o propunere către Rada Ucraineană de adoptarea unei declarații, o declarație care să fie votată de către deputații ucraineni înaintea vizitei și înaintea reuniunii Consiliului NATO-Ucraina, pentru că acesta ar fi momentul oportun ca Ucraina să reitereze încă o dată intenția sa de a aplica și de a adera la acele standarde ale Alianței Nord-Atlantice în ceea ce privește securitatea. Acestea sunt cele câteva elemente sau cele câteva evenimente cărora am vrut să acord atenție în această ediție. Eu le-am considerat importante pentru că s-au referit cumva și la minoritatea românească din Ucraina. Ne referim aici la cernăuți și Odessa, dar desigur și a românilor care locuiesc în alte regiuni ale Ucrainei. De asemenea, mi s-a părut destul de important să vedem care este rezultatul acestei vizite pentru interacțiunea Ucrainei cu partenerii săi externi în ceea ce privește securitatea, mai ales în contextul regional de securitate actual și mai ales în contextul de securitate din bazinul Mării Negre. Eu voi continua să revin în fața dumneavoastră cu cât mai multe evenimente, cu cât mai multe procese, cu cât mai multe analize despre aceste evenimente și procese care se întâmplă în Ucraina și sper să vă revăd într-un număr cât mai mare, cât mai curând pe acest canal de YouTube.